Da, bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii noastre de ale Buzoienilor. Un subiect nou față de zilele precedente, acela TV Buzău. Vom discuta în următoarea oră, oră și ceva, despre creșterea salariului minim. Guvernul a anunțat că de la 1 februarie salariul minim va crește de la 1250 până la 1450 de lei. Asta ar însemna pentru salariați o creștere netă de 140 de lei, dar și de partea cealaltă, pentru angajatori, o creștere de 245 de lei brut, da? De patron pentru fiecare angajat din firma sa. S-au iscat mai multe discuții, păreri pro și contra, da? Vis-a-vis de această creștere salarială. Evident că salariații sunt de acord, sunt mulțumiți. De partea cealaltă se nasc niște discuții și niște probleme din partea angajatorilor, în măsura în care firmele patronilor pot susține această creștere salarială. Și vom avea o discuție, sper eu, amplă aici la TV Buzău și destul de completă, întrucât am un careu de invitați. Da? Numai puțin de patru oameni de afaceri, toți din Buzău. Haideți să-i și prezint. O să încep cu corifeul acestei asociații a întreprinderilor mici și mijlocii din Buzău, domnul Ștefan Davidescu. Da? De asemenea, invitat în studioul nostru, domnul Davidescu este cu un saco maru, așa, dacă se vede bine pe ecran, da? De asemenea, domnul Cătălin Ioniță, da? Și dânsul este invitat la noi. Bună seara! Mergem mai departe, domnul Gheorghe Tuzu, da? Și domnul Ioanițescu Nicolae. Bună Dar seara! O să am eu rugăminte acum, pentru ca telespectatorii noștri să vă cunoască mult mai bine, da? Să ne spuneți, sau să le spuneți telespectatorilor noștri, în ce domeniu de activitate vă desfășurați serviciu, da? Câți angajați aveți și poate chiar ne spuneți și care este firma importantă așa pe care o conduceți, da? Începem la fel cu dumneavoastră, domnul Davidescu, în primul rând. Vă rog. Bună seara. Firma pe care o reprezint are denumirea de Alfa MDN. Este un SRL înființat în 1994. Actualmente mai are 20 de angajați și domeniul de activitate este editură tipografie. Domnul Ioniță. Ce să vă spun? Activez în zona Râmnicului, mai precis Podgoria, sunt producători de încălțăminte. Încă mai avem producții de încălțăminte în România, mai precis în Buzău. Putem fi mândri de asta. Coincidență de ani, firma înființată în 1994, dar doar din 2001 activăm în raza Râmnicului. Nu pot să mă laud acum cu un număr mare de angajați, dar să știți totuși că activitatea de producție înseamnă un număr mai mare de angajați. Din 150 cât aveam acum câțiva ani înainte de vestita criză, am ajuns la 60, medie 60, 58, deci, 60, 62. Deci, bagă de seamă o scădere drastică, drastică de angajați. Drastic. Deci, de la 150 până la 60. Drastică, da. A reținut și la domnul Davidescu, spunând tot așa cu anumită tristețe în glas, că mai are doar 20. Vreți că și noastră ați avut mai mult. Câteva sute prin anii 2000. Au da, câteva sute, da, de la câteva sute până la 20? Tot scăzut, iar editura de la 75 de salariați, tot așa în 2000 și, a ajuns la 20. Asta Bun. Datorită, în primul rând, mediului de afaceri. Mă întreb cu speranță către ceilalți doi invitați ai mei, poate ei sunt ceva mai optimiști. Domnul Tuzu. Da, activez în domeniul agriculturii, în domeniul mai vitrecit. În această perioadă, vitregit a fost și în vremea sistemului socialist. Mă gândeam că e mai vitregit acum că e iarnă, dar nu la asta voia să vă referiți. Încă este vitregit în România.
Deci sunt fermier de 30 de ani, când am terminat facultatea, lucrez în acest domeniu. Sau un termen popular, să spunem, țăran, al câmpurilor noastre. Am o firmă de 5 salariați și sper ca și acest domeniu important al economiei naționale să se dezvolte foarte mult în următor. Domnul Tuzu, creșterea animalelor? Sau... Este vorba de cultură mare, deci tot ce înseamnă creșterea, cultivarea cerealelor și a plantelor oleaginoase și puțin prestări de servicii. Bun, și dumneavoastră sunteți pesimist, dar la număr de angajați, măcar dumneavoastră să înțeleg că e o cifră constantă asta de 5, da, nu? E o cifră constantă, deci nu am probleme decât pentru următoarea mărire de salariu cu unul sau doi salariați, deci nu asta este problema. Problema este și în agricultură, că de obicei salariul de bază este salariul de bază, dar în general mecanizatorii câștigă la, sunt plătiți în venit, a venit și de obicei câștigă salarii mult mai mari față de salarii de bază. Deci bun. Nu ar fi. Domnul Ioanițescu. Bună seara. Mă numesc Ioanițescu Nicolae. Reprezint grupul de firme Autorola. Noi activăm în domeniul serviciilor și a comercializării pieselor auto, în domeniul serviciilor de reparație auto. În momentul de față avem la nivelul grupului un număr de 57 de angajați și noi avem un declin față de anii trecuți în ceea ce privește angajații și activitățile desfășurate. Și, mă rog, chestiunea bun, asta... Bun, deci cam peste tot așa în declin, da? Cu da. Un număr mai mic de angajați. Cu vreo 120. Și la dumneavoastră. Deci tot de... Deci nu e rău, e foarte rău, nu? Sunteți de acord cu mine? Eu n-aș spune neapărat că e rău. Poate că lucrurile trebuie văzute, da, într-un ansamblu discutat mai clar. Să zic că foarte rău pentru faptul că o bună parte din angajații dumneavoastră fie au ajuns în șomaj, da? Fie au trebuit să-și caute un nou loc de muncă. Bun. Și peste toate astea mai vin și măririle astea de salariu minim. Din câte văd eu și m-am documentat, destul de rapide, da? Anul trecut, pe vremea asta, da? Salariul minim pe economie era de doar cât? 1050 de lei. Da. A fost o mărire anul trecut în mai, da? De 200 de lei, s-a ajuns la 1250 și vine acum peste 10 zile de la 1 februarie de încă 200 de lei și ajunge la 1450 de lei. Sunt unii care zic, doamne, totuși e o creștere prea abruptă, da? De 400 de lei în 10 luni, da? Și oamenii de afaceri, mă rog, firmele, unele dintre firme nu pot susține această creștere destul de abruptă. Dar o să pornim discuția noastră de la o declarație a unui coleg de-al dumneavoastră, da? Tot din domeniul afacerilor, este vorba de domnul Ionel Gagu, industriaș cunoscut din Buzău, în domeniul construcțiilor. Domnul Gagu, într-un interviu pe care l-am luat în urmă cu câteva zile, are o declarație destul de acută și de severă, da? Și spune că mărirea asta este binevenită, da? Și că acei oameni de afaceri care nu pot susține această creștere salarială ar face mai bine să-și închidă afacerile. Haide să plece acasă. Să plece acasă. Haide să-l ascultăm pe domnul Gagu. Un lucru foarte bun. Este imposibil în România să trăiești cu 1250 de lei. Și 1450 este... Eu care sunt și președinte al Camerei de Comerț. Zic eu că unul din dezvoltatorii cei mai importanți imobiliari din Buzău, mi se pare o măsură foarte bună pentru angajați. Este în momentul când statul ne va obliga să plătim 1400, vom plăti 1400. Dacă nu ne obligă, e mai greu să dai. Atunci când ești obligat, trebuie să dai. Și mi se pare un lucru foarte, foarte bun. Este, din punctul meu de vedere, este un lucru extraordinar de bun. N-ar putea să fie și unii mici întreprinzători care să spună, domnule, eu nu pot să plătesc aceste salarii? Pe cuvântul. Să-și închidă business-ul dacă nu poate. E simplu. Nu poți să ții un om cu 1250 de lei, tu să faci, să poți să câștigi o sumă mult mai mare. Dumneavoastră veți mări salariul minim. Sigur, automat. Imediat. În momentul când va apărea, este și obligatorie și n-am cum să nu fiu de acord cu această măsură, care eu
nu e o măsură liberală, e o măsură social-democrată. Dar și noi, nu poți să pui un om să muncească 8 ore și pe urmă să la sfârșit de lună să-i dai, să nu-i ajungă de un coș de Carrefour. Da, l-am ascultat pe domnul Gagu cu o declarație destul de severă. Cine nu poate să-și închidă afacerea, zice domnul Gagu. Acum vreau să văd și eu care este mai curajos dintre dumneavoastră. Eu am întâlnit un astfel de punct de vedere de la un reprezentant al unei instituții a statului, care la un moment dat a avut un punct de vedere similar. Atunci când ai o firmă, să știți că aveți și urcușuri și coborâșuri. În momentul în care cineva nu înțelege acest lucru, va da numai referințe de acest gen. Respectivul mi-a spus următorul lucru. Dom'le, eu te-am pus să faci afacere. Păi haideți să gândim pe dimensiunea asta și atunci revenim la economia veche. Nu? Nu mai avem nevoie de antreprenori. Puteți să-mi spuneți și mie cât de deștepți în antreprenoriat ne-am născut noi în România? Puteți să-mi spuneți ce școală de antreprenoriat sau de capitalism am făcut noi în România? Păi nu, cred că am luat-o de la ABC, nu? Absolut. Și venim noi și concurăm într-o zonă în care vin alții cu capital puternic sau mai vin alții care operează într-o zonă unde sunt foarte favorizați cu lucrări, cu contracte și vorbesc liber și frumos, nu? Fac și asta. Dar vă spun că sunt și alții care trudesc și care chiar se chinui. Vă spun că un singur lucru îl am și sunt de acord. Într-adevăr, un român trebuie să aibă un salariu decent. Dar acum vreau să merg pe un alt sistem în care gândesc cum îl construiesc. Nu vin cu o replică dură, domnule, mi se pare normal. Da, hai să vedem ce poate economia. Da? Pentru că să știți că noi, ca antreprenori, nu suntem rău voitori. Da? Nu suntem rău voitori. Deci înțeleg, domnul Ioniță, că nu sunteți de acord în totalitate cu spusele domnului Gagu. Sunt de acord cu un singur punct. Da, salariul, într-adevăr, venitul românului trebuie să crească. Dar trebuie să ne punem la masă cu cei, pentru că ați exemplificat doar două părți, eu vă spun că e și a treia parte, da? Deci ați spus că cel care va beneficia de creștere de salariu va fi mulțumit, cel care o va da va fi nemulțumit. Dar haideți să impunem și al treilea, legiuitorul ăla care gândește guvernul? În numele meu, da? Guvernul. Nu vi se pare normal? Nu este a treia parte? Este. Nu este cel care decide în numele meu? Din câte am înțeles, guvernul este tot așa, pe plus vis-a-vis de lucrul ăsta, pentru că dumneavoastră veți plăti mai mulți bani. Păi este unul din beneficiari, da. Este unul din beneficiarii taxelor mărite, da. Bun, dacă mai este și alt invitat curajos, așa, n-al combate pe domnul Gagu. Aș vrea să spun și eu câteva chestiuni legate de interviul pe care l-am văzut mai devreme în prima audiție. Referirile care vreau să le fac eu cu privire la ce am auzit mai devreme sunt următoarele. Deci, în primul rând, am fost destul de mirat de atitudinea domnului Gagu, care dânsul, în mod normal, trebuie să se situeze de partea patronatului, de partea sindicatelor. Și, mă rog, așa cum a vorbit puțin mai devreme, părea lider de sindicat decât de patronat. Dar asta e altă chestiune. Acum, ce vreau să spun vis-a-vis... O fi fost înainte de 89, cine știe. Vreau să spun vis-a-vis de această discuție următorul lucru. Din punctul meu de vedere, deci chestiunea pentru care am venit astă seara aici, legată de creșterea salarială, este un lucru care este impus de un asociat fantomă al patronilor din România. Acest asociat fantomă este statul, care el se asociază în urma acestei acțiuni cu noi, în mod abuziv și nu la vedere. Spun acest lucru pentru că, în definitivă, toată chestiunea rezidă în faptul că statul vine și ne impune nouă anumite lucruri care nu sunt firești și nu sunt nici pe departe legale. Mai exact, statul se comportă ca un asociat al meu și vine și ne impune nouă, fără ca să aibă nicio legătură cu procesele noastre de producție, cu felul în care noi, de fapt, facem banii fiecare. Da? Vine și această imexiune, pe noi ne ia automat prin surprindere, că de ori de câte ori o fac, nu vin să ne spune. Vedeți că pentru bugetul din 2017 voi o să aveți o creștere salarială care eu voi impun ca asociat fantomă, da? Și voi trebuie să vă prindeți chestia asta în bugetul care vi-l faceți voi să suportați această mărire. Înțeleg, domnul Ioanețescu, că sunteți nemulțumit numărul 1 pentru că nu ați fost consultați.
să vi se fi spus lucrul ăsta, să vi se ceru părerea? În primul rând sunt nemulțumit pentru că atâta vreme cât statul nu vine să mă ajute pe mine cu absolut nimic, când, în momentul în care statul nu este asociatul meu, ca o entitate din afara firmei mele să vină să ia niște decizii care, de nivelul acesta, care sunt foarte importante și care afectează într-o măsură foarte serioasă buna funcționare și întregul nostru mecanism de funcționare, pentru că acest lucru este o impunere cu forța asupra deciziilor care noi le luăm în cadrul companiilor noastre. Bun, înțeleg, domnul Ionițescu, că decizia asta de creșterea salariului minim ar putea fi comparată cu o lovitură cu leuca în cap pe care ați primit-o. De fiecare dată. Și anul trecut și anul ăsta cu atât mai mult. Păi, asta e o chestie care, dacă o vedeți în față, este foarte evidentă. Ce veți face, domnul Ionițescu? Noi, din păcate, avem, cum să spun, nu putem să facem prea multe, pentru că dacă am face ceva, n-am putea să facem decât ceva forțat. Pentru că noi în... Sunteți forțați. În momentul de față sunteți forțați. Ca să facem ceva forțat, putem să facem doar ceva ilegal, probabil, ca să ne împotrivim acestei păi chestii. Nu puteți nici să faceți nimic ilegal, că dacă n-ați crește salariul minim, să intervin s-ar da amenzi. Dacă există variante în care fiecare operator sau agent economic poate să intervină, nu ne referim numai la aspectul legal sau ilegal, ne referim la faptul că avem un stimul. Ce trebuie să facem? Odată, ori transferăm acest plus de costuri în produsul final și cine îl va plăti? Beneficiarul majorării salariului. Da? Adică produsul meu la raft, după ce îl fabric, va avea un cost suplimentar de un anumit procent. Descumpi produsele, da. Bun. Prețul produsului. A doua variantă este că am bugetul de salarii pe care eu mi l-am prognozat pe anul ăsta pentru că a venit leuca, da, eu nu cred că sunt atât de moale în cap. Mai stau puțin. Adică nu plec acasă atât de repede cum vrea domnul Gagu. Pentru că am stat mulți ani și cred că mi-am tăbăcit foarte mult pielea. Îmi spuneați de 94? Da, 94, la 24 de ani am început prima afacere. Dar nu e nicio problemă, probabil că lucrurile astea... Domnul Ionită. Nu vreau să exemplific. Deci să poate doi din bugetul de salarii pe care l-aveam alocat să rămân cu atâția oameni cât îmi permite bugetul, da. Și trei, să mă tehnologizez, să mă inovatizez, cum să vorbești, că sunt concepte noi, în care să fac un produs minune, să-l scot ieftin și să-l vând corespunzător în piață. Adică ce? Să angajați niște roboți care să facă da, probabil. Probabil, dar primii roboți vom fi noi, antreprenorii. Vă spun eu că va însemna mult mai multă muncă din partea noastră. Eu vreau să deci există căi, să știți, există căi ca să nu plecăm acasă. Am o rugăminte la dumneavoastră. Dacă puteți să spuneți, că acum să știe acest lucru, e o evidență, cum vă gândiți să reacționați în firma dumneavoastră? Încep chiar cu dumneavoastră, domnul Ioniță. Deci, ce v-ați gândit? Să dați oameni afară? Sunt două componente pe care le-am gândit în prima fază, pentru că pot fi utilizate ca instrumente pe loc. Da? Deci ad hoc. Da? Da. Primul este transferarea acelei majorări pe care o calculăm la final în cadrul bugetului și o transferăm la producția executată încât să se adauge deci un coeficient. Deci unul, creșteți prețurile produselor. Da, și vom gândi că cei care vor avea majorarea de salariu, da, vor permite... și vă spun asta că mă afectează, de ce fac parte dintr-o industrie cenușereasă, da? Deci industria textilă și producție încălțăminte, să știți că sunt industrii care mănâncă de foarte mulți. De ce? Pentru că avem o problemă în piață. De ce? Păi, o să vă uitați puțin din spate, dar nu vreau să fac o istorie prea lungă. Adică aveți o concurență? Să avem o concurență neloială. Din străinătate? Da, de ce a picat industria mare a noastră de încălțăminte? Vă puneți întrebarea asta și o să vă găsiți singur răspunsul și vă spun de ce. Produsul comparativ, dacă toate celelalte produse au crescut în zona în care leu pe leu se recunoaște față de perioada anterioară, gândiți-vă că la noi produsul de încălțăminte este... foarte ieftin, mai ales produsul românesc, foarte ieftin, deci nu are un adaos suficient încât să-și permită aceste lucruri. Deci noi ne aflăm în zona salariilor mici, pe noi ne afectează direct, da? Deci noi avem mulți angajați cu salariu minim. Din cei 60 de angajați, că ziceați că aveți, cât sunt? Jumate sunt cu salariu minim? Chiar 3 sferturi. Deci chiar mai mult, 4-5. Numai zona de conducere a producției și zona de head center o avem cu salarii mai mari. Bun, da? Dumneavoastră ziceți că în primul rând măriți prețurile, da? Da. Cu riscul ca produsul dumneavoastră, da, să ajungă
mai scump poate decât alte produse similare de pe piață, da. Da? Și afacerea să o ia la vale. Și afacerea să aibă posibilitatea de a deveni muzeistică. Da. Deci să-mi transform magazinele, că vedeți, de-a lungul timpului am fost obligat și să-mi fac magazine, da, care nu trebuia, producătorul nu trebuia neapărat să aibă magazinul lui, dar în fine. Bun, ziceți, va deveni muzeu magazinul în primă fază și după aia va deveni și hala de producție muzeu. Deci asta este zona cea mai pesimistă. S-ar putea întâmpla asta, dar s-ar putea întâmpla ca beneficiarul creșterii de venituri să spună în sinea lui, ok, mi-a venit și mie un ban, pot să susțin pe cel care mi l-a dat. Da? Asta e speranța dumneavoastră, da, exact. Să zicem, domnul Ionis. Domnul David, mergem la dumneavoastră. Dumneavoastră, cum veți reacționa? Cât salariați aveți cu salariul minim pe economie la dumneavoastră, la tipografie? La ora actuală am 6 salariați. Așa. Ce veți face? Ce o să fac? Sunt două direcții, o să cresc piața prin alte produse, tehnologia îmi permite o diversificare a gamei de produse și doi, printr-o organizare mai riguroasă a procesului de producție să cresc productivitatea. Și sper că voi putea suporta această creștere. Însă, nimeni dintre noi nu a remarcat următorul lucru. Această creștere nu este o creștere care afectează doar cei cu salariu minim din firmă. Deci trebuie să fim foarte conștienți că această creștere afectează toți angajații din firmă, pentru că în momentul când crești salariile și salariul, nu comportă numai salariul tarifar. Va crește clar și sporul de vechime, va crește, vor crește și toate celelalte sporuri. În momentul când am crescut salariul la zona, să spun, prima zonă a angajaților pe salariu minim, va ajunge în eșalonul 2, va egaliza salariul. Deci din ultimul eșalon egalizează care erau pe o treaptă superioară, sigur, ca salariu. Deci, va trebui în mod obligatoriu să crești salariul și la eșalonul 2 și la 3 și până la vârf. Deci va fi o creștere în cascadă. O dezordine în firmă, să înțeleg. Deci asta este obligatoriu în toate firmele. Deci va fi o creștere în cascadă, dar creșterea asta... Vor fi nemulțumiri, unii vor zice, stați puțin, că mi-a crescut prea puțin. Nu, creșterea asta, să spun că... Mi-a costit că, uite, i-ați dat mai mult decât mine și face mai puțin decât mine în firmă și nici nu e așa meseriaș ca mine. Problema e în felul următor. Creșterea nu poate fi cu o zonă fixă, cei 200 și ceva de lei. Nu! Creșterea, ca nemulțumiri să nu apară, că toate eșaloanele sunt în funcție de calificarea lor, va trebui o creștere procentuală. Procentuală, dacă din mai până acum a crescut cu 16% clar salariul, deci acest procent de 16% trebuie aplicat la toate eșaloanele. Bun, deci creșterea finală și care se va întâmpla în fiecare firmă, nu? Da, numai și în temerea mare este că unii directori, manageri, patroni de firme nu vor putea susține creșterile astea salariale. Deci bugetul afectat fondului de salariu va crește simțitor, va crește simțitor, deci el va crește cu minim, deci cu 16 plus celelalte sporuri, deci fiecare firmă trebuie să-și facă socoteala că bugetul salariu va crește în medie cu 20% cel direct, dar gândiți-vă că va crește și bugetul care, pentru asigurările de stat. Da, interesantă nuanța adusă de dumneavoastră în discuție, deci, domnul asta David. Asta deci nu e doar 245 de lei brut de angajat. Că îi cuprinde și pe ei. Este mult mai mare. Bun, domnul Tuzu, dumneavoastră, cum reacționați la această creștere a salariului minim? Nu mă refer direct la firma mea, mă refer în general la agricultură, pentru că aici sunt sectoare și iau sectorul creșterii animalelor. Iau sectorul legumiculturii, iau sectorul pomiculturii, viticulturii, a tot celorlalte ramuri. Unde sunt mulți angajați cu salariu minim. Unde sunt mulți angajați cu salariu toți minim. Cu salariu. Și, toți cu salariu minim. Da, pentru că asta e normal, trebuie să-l pui acolo pentru că altfel ești din piață. Cum spunea și domnul
Davidescu. Creșterea aceasta va fi efectiv în cascadă, pentru că noi am discutat înainte de emisiune și la concluzia asta că va fi o creștere în cascadă pentru toate sectoarele și pentru toți angajații unei societăți și la fel și costurile indirecte. Problema se pune în felul următor: cât va putea suporta firma respectivă ca să nu iasă din piață, pentru că a ajuns la un moment dat la un produs, la un cost final și dacă te duci cu el pe piață, vezi că ești sub peste ceea ce este în piață atunci și nu mai vinzi automat și nu vei vinde. Și atunci va trebui să duci exact ce spunea și domnul Ioniță, să poți să te duci în altă parte, să-ți cumperi un robot sau să dai afară salariați. Deci, bun, deși pot una asta în domeniul agriculturii, cum am zis mai devreme, va lovi cu leuca în cap. Obligatoriu, pentru că nu sunt numai cei 16% creștere. Plus de asta, vreau să fac o completare. Vă dați seama că dacă pornim unda asta de șocul care a generat... E un seism. Dați seama, crește prețul inclusiv a materiilor prime, tot inputurile în agricultură, pentru că fiecare își transferă costul suplimentar în produsul finit. Și vă dați seama că se duce în cascadă tot. Sper să nu fie totuși un tsunami. Nu, păi da, vă spun că în agricultură inputurile și așa sunt în creștere. Și gândiți-vă că la un moment dat produsul final ești la dispoziția și la mâna traderilor mari. Deci la ora actuală în România sunt pe piață 4, 5, 6 companii multinaționale din afară, nu dau nume pentru că nu este frumos să le dăm, care acționează. Deci ei sunt cu bani. Deci tu în momentul poți să produci, să zicem, un kilogram de rapiță cu 1,60 lei, ăsta este prețul tău de cost, și din piață să-ți se ofere 1,40 lei. Și atunci vinzi în pierdere. Domnul Tuzu, că ați auzit pe domnul Dragnea în campania electorală, anunțând așa cu emfază creșterea salariului minim. Dumneavoastră și colegii dumneavoastră ce ziceați? Domnule, ce pot să vă spun, că sunt și PSD-ist, deci vă dați seama că asta este situația. N-am ce face, trebuie să avem și o componentă din asta socială. Nu poți să-l înjure în direct. Dar nu pot să zic acum nici că e bine, nici că e rău. Zic, nu poate să-l înjure în direct. Nu poate să-l înjure. Să luăm publicitate și puteți să vă descărcați. Nu e problema de înjurat. Problema este că este normală și această creștere salarială. Nu spun că nu sunt de acord cu ea. Dar trebuie să avem în calcul, dacă nu le punem pe toate în balanță și le luăm și le analizăm de jos în sus sau de sus în jos, dar e bine să le analizăm de jos în sus, nu putem să luăm o decizie. S-a luat o decizie, s-a făcut un program, sunt de acord cu el în parte, e bine dacă s-ar îndeplini din el 30% și ar fi foarte bine pentru România ca să crească, e bine că s-a pus problema asta a patriotismului și a naționalismului, dar problema este, lovim și în multinaționale sau lovim numai în capitalul autohton? Deci în firmele efectiv care sunt cu oameni de afaceri români. Păi și pare să lovească mai mult în capitalul autohton. Asta e problema, din ce simt. Din ce simt se lovește în noi, în românii care încercăm aici să facem și noi o afacere de atâția ani. Domnul Ioanițescu. Mai suntem în transmisie? Cum să nu? Da? Domnul Ioanițescu, un moment, domnul Davidescu, pentru că domnul Ioanițescu, uitându-mă așa la dumneavoastră, uite, domnul Ioniță mai poate să mai zâmbească, domnul Ioanițescu pare cel mai trist de la emisiunea asta, cel mai preocupat, aș zice eu, da? Stă mereu, uite așa, cu mâna la dacă pot da colegii pe mine, uite așa, toată emisiunea mă așa face și uite așa, și ce-i face, ce faceți, domnul? Vreți să spuneți că vi se pare că mă doare capul? Da. Da. Da, eu am oricum niște chestii poate mai multe, mai lung de spus așa și dacă e să luăm pauză... Nu, eu am glumit când am spus că luăm pauză ca să facem pauză de înjurături, dar nu de apă. Ce o să faceți dumneavoastră? Deci, dați oameni afară, să încep și eu să vă spun care este părerea mea vis-a-vis de chestiunea asta. Deci, în ceea ce privește influența salariului minim asupra activității noastre, să spun. În linii mari nu ne afectează foarte tare, că cred că în compania noastră undeva la 5 angajați cred că au... Deci doar 5 din 57, ziceți noastră, care aveau salariul minim. Dar chestiunea este alta. În momentul în care se face o astfel de majorare de salarii, care, așa cum am spus, este o chestie care se face fortuit, fără ca eu să iau parte la această decizie, să fiu într-un fel
de acord sau nu cu treaba asta. Da. Cu toate că eu, și când vorbim cu asociații noștri, noi discutăm, nu vine. Eu niciodată, nu pot să... autobuz, eu cu asociații... Eu și vă bagă cineva mâna în buzunar. Eu cu asociatul meu niciodată nu pot să-i spun, domnule, faci ca mine. N-am cum, pentru că secunda a doua nu e la despărțit. Da, de statul e acționar majoritar în firma dumneavoastră, nu știați dumneavoastră. În toate firmele. Nu, toate e majoritar. În toate firmele. E un acționar, e un acționar din ăsta care, cum să spun, e deasupra. E un acționar care nu pune nimic și ia tot. E un fel de Dumnezeu, adică o chestie. Ok, deci vis-a-vis de treaba asta, pe mine mă afectează prin faptul că eu, ăștia cinci, probabil că sunt cei mai, au meserile cele mai amărâte. Sau sunt cei mai, nu știu, pazii sau ce sunt ei acolo. Minore, să zicem, în ori în momentul în care eu le majorez salariile ăstora, da, obligat. Pe baza acestui principiu, automat că eu trebuie să manifest un echilibru față de echipa cu care lucrez. Și nu pot să le majorez la acești oameni salariile pentru că cineva mi impune și celorlalți nu. Pentru că se întâmplă următorul lucru. Eu am o ureche întotdeauna în mijlocul oamenilor. Și eu știu că dacă n-aș lua o măsură în care să duc această majorare către toată compania, automat ar fi o lipsă de apreciere a mea vis-a-vis de munca lor. Adică chestiunea asta se întâmplă ca în sistemul nostru social. Cei care sunt cei mai năcăjiți, ăștia la marginea societății, bețivi sau nu știu care, și ajung să aibă ajutare sociale, primesc niște bani degeaba. Lucrul ăsta încurajează nemunca și cei care muncesc stau și se gândesc ca o dilemă. Deci noi ce facem? Deci, e mai bine să stăm degeaba oare? Într-un fel, văzând lucrurile, în felul în care se văd, noi că muncim, da, nu? În felul în care se pun lucrurile, este evident că noi avem o problemă, adică nu suntem mai suntem normali. Suntem anormali. Da. Ok, asta este o problemă. Deci o să măriți salariile, că n-aveți ce să faceți, păi, da? Absolut. Toți vom face. Mai e și o chestiune, cum zicea domnul Davidescu, că anumite salarii ale managerilor sunt socotite la nu știu câte salarii minime pe economie. Vă dați seama că acolo treburile sunt și mai amplificate ca valori. Asta da. E altă treabă. Pentru că, mă rog, poate că noi la un moment dat ne-am păcălit în contractul colectiv de muncă și am trecut chestia asta. Da, vedeți că iarăși este o imixiune a statului în niște decizii care eu nu știu dacă se mai întâmplă undeva în lumea asta așa ceva, da? Mă rog. Am și eu, mai am o întrebare la dumneavoastră. Ați protestat în vreun fel vis-a-vis de lucrul ăsta oficial, mă refer? Vreau să vă spun ceva vis-a-vis de exact de întrebarea asta. Eu cred, de fapt sunt convins de chestia asta și colegii mei de la patronat, noi am propus multe teme de genul ăsta. Statul, dacă ar veni aproape de patronat, să vadă, să gândească împreună cu noi niște posibilități de majorări salariale în funcție de niște chestii care nu, ni le pot da nouă fără să-i coste nimic. S-ar putea să facem niște majorări salariale și adevărate, sustenabile, adică bazate pe niște super realități. Și pe o gândire, pe niște planuri. Pe de altă parte spune că patronii împreună. Sunt mai zgârciți așa și nu vor să dea salarii ca să aibă ei profitul mare. Dumneavoastră, probabil ca și multă lume din afara patronatului. Se pare că e un fel de intoxicare, deci, exact. Ceea ce spuneți dumneavoastră. Știți, și... în plus de asta, vreau eu să completez. Mă scuzați, domnul Ianițeț. Nu, noi suntem tot oameni. Deci patronii sunt tot oameni. Să știți asta. Încă n-au trecut în altă zonă. Și în plus sunt niște oameni care încearcă inițiativa și să știți că acei oameni care gândesc pe dimensiunea aia chiar s-au selectat, cum spunea domnul Gagu, cam aia au plecat prin acasă. Da, și mai trebuie ținut cont de următorul lucru. Într-o firmă, între angajatori și angajați există o relație foarte, foarte strânsă și bună. Se desfășoară o activitate aproape ca într-o familie. Deci trebuie să ținem cont adică de lucrul ăsta. Adică vreți să spuneți, domnul Davidescu, că domnii patroni țin cont de nevoile angajaților. Absolut. Nu numai că țin cont. Le și cunosc. Da. Și poate și că îi și ajută implică. Pe îi mai amărâți. Deci în toate firmele se întâmplă lucrul ăsta. Adică vreți să spuneți că să dau și niște bonusuri, poate niște bani de buzunar unuia care are salariu minim pe economie și are și copii acasă și o situație familială delicată și îl mai ajută, deci, patronul? Nu știu dacă se dau bani din buzunar, că este total ilegal.
Dar pentru salariații care la un moment dat au probleme, ei sunt ajutați la modul oficial. Da, mă ceartă telespectatorii susținând că ar fi fost bine și cred că au dreptate telespectatorii noștri să fi chemat, să mai fie echilibrat nițel balanța, să fi chemat și niște angajați sau un angajat cu salariu minim pe economie. La asta nu m-am gândit, dar o să încerc eu să echilibrez într-un fel că o să punem un vox, un material cu părerea Buzoinilor, intervievați de subsemnată, dar uite, mă anunță colegii că avem un telefon în direct. Aș putea să termin întâi. Ok. Luăm telefonul și revenim. Bună seara! Bună seara, domnul Tereacă și domnilor patroni! Bună seara! Vă rog, spuneți! A spus dumneavoastră foarte bine. Trebuia invitați la această discuție și cei care suferă, salariații cu venitul minim. Da, uite, o să mă gândesc să facem un studio aici, cum sunt la televiziunile mari, așa să chemăm 10-20 de inși în platou, da? Nu trebuia 10. Mi se pare era echilibrat să fie cât sunt domni, să fie și salariații. Bun, oricum, să zicem că salariații au posibilitatea de a interveni pe telefon și echilibrăm în felul ăsta. Admitem ce spuneți dumneavoastră. Treceți la subiect, vă rog. O primă întrebare și să răspundă punctual. Care doresc din domnii patroni? Da? Deci, domnii patroni ar putea trăi din salariu minim? Prima întrebare. A doua. Prețurile sunt cele din Uniunea Europeană la noi? Iar salariile din epoca sclavagistă. Știți, corect. Practic, suntem slugi. Noi salariații. Da, e o discrepanță, da. A treia. De ce patronatele în discuțiile cu sindicatele și guvernul nu sunt pe același palier privind nivelul de trai al salariaților? Dânșii urmăresc, știți cum e? Profitul numai al dânșilor. Dar nu se găsește. Gândesc la situația socială a salariaților. Altă întrebare. Știți că în Germania abia a treia generație intră pe profit, pe când la noi așteptăm, știți, peste noapte să ne facem milionari în euro. Am înțeles. Asta e o constatare mai degrabă, nu o întrebare. Nu, e și o constatare și o întrebare. Care e întrebarea? Spun că nu poți să-și mai susțin afacerile și până la urmă ajuns la disponibilizări, știți? Dar peste noapte vrem să fii și milionari în euro. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Întrebare, vă rog o ultimă întrebare. Da. De ce un director sau un manager de firmă trebuie să aibă de 10-15 ori salariu mai mare decât unul îi amărât de salariat cu venitul minim? Bun. E bună asta ultima întrebare. Îmi place. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu, de asemenea și ceilalți telespectatori au această posibilitate de a intra în direct. Bun, înainte de a oferi răspunsurile invitații mei, haideți să vedem și materialul, da, cu buzoienii intervievați, să vedeți că sunt păreri foarte pertinente ale unor buzoieni și unii dintre ei chiar se pun și în pielea angajatorilor. Vedem materialul. Pentru bugetare e bună, pentru privați, pentru mediul privat nu e bună. Foarte bună. De ce? Pentru că să aibă oamenii banii în buzunar mai mulți. În general, cred că da. Dar măririle astea care se acordă acum, ce aș vrea să facă? Ce? Autostrăzi și siretul, canalul, bărăganul. Ar fi mai important. Și la anul să mărească. E decizie bună, dar au făcut prea multe facilități fiscale și ar putea să nu aibă pe unde scoate cămări. Nu să aibă bani. Dar sunteți de acord cu decizia? Și cu cine nu vrea? De Doamne, nu zice de ian Doamne. Dacă este într-adevăr, adică să crească, nu numai din vorbe, adică să vadă pe flutura și e bine. Dacă nu e bine. Patronatele nu prea sunt de acord cu creșterea asta a salariului. Păi nu știu, și patronatele acum ar fi bine să mai pună ceva, pentru că salariile față de alte sunt mici, deci nu în comparație cu alte țări, știm cu toții că la noi se câștigă foarte puțin. Și nu știu dacă efortul ar fi foarte mare din partea patronatelor. Da, am văzut părerea câtorva buzoieni intervievați. Acum eu lipesc întrebările telespectatorului de mai devreme cu ale celor care ne-au dat mesaje. Zice cineva așa, vă rog să-i întrebați pe invitații dumneavoastră, domnii antreprenori, dacă dânșii pot trăi lunar cu 1000 de lei și cu 2-3 copii, casă de întreținut și toate utilitățile de plătit. Încep de la dumneavoastră, domnul Ioniță. Da, este o întrebare provocatoare. Dar cred că întrebarea nu trebuie adresată patronatului sau celor care sunt antreprenori. Cred că întrebarea trebuie adresată celui care
gestionează situația economică dintr-o țară. Astronatul, ați putea trăi cu 10, domnul Ionuț, ați vă răspund în clar, milioane? Cu 10 milioane au fost N situații în care am trăit, dar nu vorbim de 10 milioane, că o familie nu are un singur membru, are cel puțin 2 membri. Cât timp acest lucru se petrece, vă dați seama că se trăiește, dar nu la limita, nu la nivelul la care noi facem întotdeauna comparații. Ați văzut că o persoană care a intervenit a spus în felul următor, salariul care este acolo și cum se gestionează profitul în Germania. Deci noi ne raportăm tot timpul. Eu fac sport în tenis Drăgășean și mă compar cu unul care are Adidas Torșă. Deci tot timpul facem acest lucru. Păi eu sunt vinovat că piața românească, că virgulă condițiile care le-am, că antrenamentul care l-am eu ca antreprenor, mă duce în zona în care atât pot să plătesc? Doi. Chiar dumnealui crede că eu stau pe un sac de bani acasă, pe el invit să-i arat ce credite are firma mea ca să trăiască. N-am profit la nivel la care spune dumnealui. Muncesc dimineață până seară și noaptea când am de făcut drumul lungi, când dumnealui stau acasă. Eu vă întreb pe dumneavoastră, haideți să plecăm cu toți acasă, toți antreprenori. Hai să închidem toți lumina. Nu, de ce, Doamne? Păi nu, eu propun un exercițiu de imagine, pentru că eu m-am săturat de leuci care le iau în cap. Am luat-o de la guvernant, o iau de la omul de jos care spune că nu e bine, o iau de la toată lumea când mă întâlnesc pe stradă că vai că, deci sunt stigmatizat. Deci propriu zis, nu am nicio șansă să fiu bine văzut. Dar de ce să nu facem noi odată în felul următor? Haideți să vedem ce putem face mai bine să ne fie tuturor mai bine. De ce nu gândim și pe dimensiunea asta? De ce nu punem binele și gândul bun în față? Eu am auzit și cred că este foarte adevărat că în Elveția un angajat se duce și se roagă la biserică pentru binele antreprenorilor, dar nu neapărat că îi dă salariu de rupe gardurile, ci pentru că îl stimează și eu cred că este primul lucru pe care trebuie să, că îi oferă încredere, că îi oferă nu numai ajutor material, pentru că cu siguranță v-am spus că și noi suntem oameni, dar îi oferă și un ajutor și un stimul sufletesc, pentru că pentru mine un om nu e o mașină. Bine, acum depinde, sunt patroni și patroni. Sunt patroni care sunt chiar apropiați față de salariaților și poartă discuții tet-a-tet, dar sunt și poate niște patroni mai reci, mai zbiri, din punctul ăsta de vedere, mai exigenți. Da, eu pe modelul pe care l-a spus domnul Davidescu vă spun că marea majoritate a celor și vorbim de întreprinderi mici și mijlocii. Atenție ce spune. Da. Atenție că întreprinderi mici și mijlocii sunt afaceri cum ar veni cu oameni de familie, din familie, cu oameni apropiați de oameni. Noi nu vorbim, de o multinațională unde nu vedem nici măcar pe cel care gestionează la vârf business-ul. Da? Acela chiar numai cu banul stă în cap. Haideți să nu facem confuzii. Și îi spun telespectatorului care a pus întrebarea că nu vom ajunge vreodată să punem la colț și mitraliera pe imemist, pe antreprenor și luându-i tot suflu, pentru că nu vom ajunge niciodată în direcția în care trebuie. Să nu creadă că noi nu vrem să mărim. Nu au, pentru că nimeni nu iese să facă transparență între antreprenor, care înseamnă cel care a pornit de 27 de ani cel mult cultura antreprenorială și a organizației pe care o conduce și nu are cum să se compare vreodată în zona în care ceea ce vede dumnealui că funcționează în altă parte o atingem și noi. Și eu rog persoana respectivă. V-a trecut vreodată prin cap să renunțați? Că da, nu se merită? Nu o singură dată. Deci nu o singură dată, pentru că pot să-l anunț pe domnul care a spus că nu poate trăi cu 1000 de lei, că am avut momente în care n-am avut nici 100 de lei ca patron. Am dat toți banii salarii și nu am avut 100 de lei pentru mine. Ați înțeles? Ați înțeles ceva din asta? Și l-am anunț pe dumnealui. Dar n-am ieșit public să spun că n-am 100 de lei. Mulți ar zice că nu v-ar crede. Nu, mint. Mint. Dar vreți să aduceți o Biblie să pun mâna? Nu, eu vă cred că se întâmplă așa. Nu știu. Și știți de ce vă spun asta? Eu înainte de a fi patron am fost angajat. Ați înțeles? Știți cum am muncit ca angajat? La fel cum muncesc ca și acum când sunt patron. Adică nu la ora 4 spărgeam poarta. Poate spărgeam pe la 11-12 noaptea, făceam două schimburi. De ce? Pentru că vreau să fiu eu ăla care poate să-și demonstreze că poate să plece la drum pe cont propriu. Domnul Ionită, da? După aia o să dau să și alții să vorbească, vă rugăm. Da. Aveți salarii sau, mă rog, venituri, câștiguri de 10-15 ori mai mari decât angajații dumneavoastră? Se întâmplă treaba asta? Domnul Ionițescu. Bineînțeles. Deci, nu știu, cred că asta... Astea, de fapt, toate întrebările astea sunt oarecum provocatoare și cred că
nu fac decât să, cum să spun, să adâncească o groapă care să sapă între noi și salariați. Angajați. Eu vreau să vă spun ceva vis-a-vis de chestiunea asta. Vă rog. Eu cred că s-a creat un război sub steag fals. Și vreau să spun puțin ce înseamnă chestia asta. Adică e un război care nu atacă principalul inamic, care este și al nostru și al angajaților. Știți care este principalul nostru inamic? Care? De 27 de ani în România, noi avem o cădere liberă în ceea ce privește economia românească și în ceea ce privește nivelul de trai. S-a spus încă la un moment dat să zicea că duduie economia și acum când ne revenim... Aceasta, deci, faptul că deci, România... Deci Tăricianu era un dobitoc deci, când zicea treaba asta. Nu, e problema de dobitoc. Mincinos, mincinos, nu? Nu, ce a duduit atunci nu a duduit decât... Ascultați-mă puțin. Deci, câteva luni. Faptul că România a ajuns aici, în momentul de față, și nu este Germania, credeți cumva că se datorează mediul antreprenorial? Că se datorează acest eșec economic a antreprenorilor români? Nici de cum. Dacă veți studia statistici și adevărul în față, veți ajunge la concluzia că, de fapt, mediul antreprenorial este singurul lucru de bun simț din România asta care ține România pe umeri. Da? Cred că nici cei mai pesimiști nu pot să nu recunoască lucrul ăsta, că România s-a dezvoltat după Revoluție. Da? N-a stat pe loc. Bun, s-a dezvoltat în ce? Luând-o din nou de la zero. Aici, eu nu vreau să fac o polemică, pentru că vreau să rămân în jurul la povestea asta. Și cine a vrut oamenii să, de afaceri au înțeles, o contribuție majoră în dezvoltarea cine a vrut, României. Cine a vrut să înțeleg, cine a înțeles și am spus eu, bine, cine nu. Vreau să vă spun că conflictul ăsta se mai naște și între noi și angajați, se naște și din cauza, din următoarea problemă. Ei nu ne cunosc problemele noastre. Sau de multe ori, dacă le cunosc, își fac tot felul de impresii că noi avem de 100 de ori salarii mai mari ca ei. Sau lucrurile în general sunt și că poate că nu aveți probleme lucrurile, deloc. Lucrurile că sunt general doar stați, încasați și lucrurile în general sunt mergeți în vacanță, în lucrurile sunt exacerbate și de multe ori sunt lucrurile sunt făcute redundant. Și așa din a ne plăcea, ne place să fim puțin mai pitorești în acțiune și tot felul de poveștile astea. Dar eu vă spun că în spatele la tot ce înseamnă antreprenoriat stau atât de multe probleme că dacă am reușit să facem un film noi antreprenori la un moment dat, cred că ar fi mai tare ca multe filme de alea indiene lacrimogene. Pentru că problemele care sunt, domnul Ionițescu, problemele unui să vă spun care sunt problemele. Ia ziceți. O problemă care ar trebui să sensibilizeze așa zise adversari, care de fapt nu sunt adversari. Noi suntem cu toți în aceeași barcă și de fapt eu cu oamenii mei formăm un echipaj care cu toții, eu întotdeauna am încercat să le spun că nu ne despart nici... Bă, treceți la subiect. Problemele dumneavoastră. Problemele noastre. Problemele noastre, de exemplu, dacă mulți antreprenori ajung în momente în care lucrează în pierdere. Știți ce e asta? I-aș întreba pe mulți oameni dacă știu ce e chestia asta. Adică a lucra în pierdere. Veniți cu bani de acasă. Nu. Ascultați-mă. Știți ce înseamnă să lucrezi în pierdere ca și companie? Așa. Că, nu știu, 3 luni, 4 luni, 5 luni, 6 luni de zile, din vari motive, ajungi să nu faci profit. Lună de lună. Din vari motive. Că dacă vreți să vă fac un catalog, vă scriu 3 luni de zile de acum încolo motive din care nu poți să faci profit. Să nu faci profit, poți să fii pe zero și să zicem că mergem mai departe. Poți să mergi pe pierdere. Aici vreau să vă poți să mergi pe pierdere și pierdere. Nic, ascultă-mă puțin. Deci vreau să spun în agricultură. Deci în agricultură începi un ciclu agricol la 1 septembrie și îl termin la 31 august anul următor. Spuneți-mi dumneavoastră cum reușești să trăiești prin ceea ce produci în 2, 3, 4, 5 luni de zile, să poți să trăiești un an de zile. Pentru că Nic are dreptate în felul lui. Deci ceea ce spune este corect. Dar lumea ne judecă și nu trebuie să ne judece așa. Dar vreau să spun că toată industria României, tot ce înseamnă economia României, a fost distrusă de sindicate. De sindicate a fost distrusă în acești 27 de ani. De ce? Pentru că luați atâtea întreprinderi mari din țară. Luați tractorul, luați Aro, luați rulmentul, luați... Republica și așa mai departe, nu mai contează. S-au distrus. De ce s-au distrus? Pentru că dacă pe vremea socialistă, pentru că noi n-am avut comunism în România, productivitatea muncii reală dată de Institutul Național de Statistică era undeva la 60-62% atunci. Ce înseamnă productivitate? Numărul de produse sau nu știu ce într-o unitate de timp.
ăla trebuie să facă 5 piese în 2 minute. Bun, și acum câte productivitate? Și acum gândiți-vă dumneavoastră că după atâția ani, productivitatea muncii, din punctul meu de vedere, nu cred că depășește 30%. Deci atunci s-au făcut creșteri salariale, care au dus și la inflație, datorită faptului că sindicatele au ieșit în față. Deci sindicatele au distrus. Eu nu cred că persoana care a, telespectatorul care a dat telefon face parte din cei pentru care noi suntem de acord să mărim salariile la 1450. N-a primit din colegii mei că trebuie să mișorăm salariile. O nuanță interesantă introdusă dumneavoastră, domnul Tuz. Păi adică sindicatele, domnule, pot să vină membrii de sindicat. Să crească salariile, ziceți dumneavoastră, dar să crească și productivitatea, poate și munca pe care o prestează salariatul, păi și dumneavoastră, deci, să muncească, deci, mai puțin. Apropo la Nic, munca conștientă. Conștientă. Apropo la Nic, pentru că Nic a spus foarte corect ceea ce a spus. Dar noi, antreprenorii, managerii din România la ora actuală, suntem români. Și română nu este neamț. Adică noi gândim cu sufletul, cu inima. Sufletul este în... Deci inima este sufletul nostru. Și atunci când îl vedem pe respectivul că iese afară de 7 ori să fumeze o țigară sau a oprit tractorul la capul locului și stă 10 minute, bă, stai că e nepotul meu, stai că e băiatul cutare, stai că e băiatul cutare. Dar în Germania... Păi nu miștată. Bun, și am fost și eu pe multe înțeleg țări. Înțeleg că ziceți că domnul ăla cu mustață, numit domnul Dragnea, când a anunțat treaba asta, ar fi trebuit să și zică, domnule, o să creștem salariul minim, dar în să schimb, ne facă și nouă niște compensări, să ne schimb, dăm, ăia care ne votează și care muncesc și sunt salariați, să aibă și ei grijă să muncească mai bine și mai nu, nu, deci măsurile populiste nu, sunt întotdeauna. Aici aș vrea să eu am rămas undeva cu capitolul ăsta și vreau să vin să-l termin. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, domnule Anițel. Da, am revenit în direct. Reamintesc că subiectul emisiunii noastre, creșterea salariului minim, avem invitați în studio 4 oameni de afaceri din municipiu și din județul Buzău. Am promis că încep partea a doua a emisiunii citind din mesajele venite de la dumneavoastră. Sper să nu-i supăr foarte tare pe invitații mei. Zice cineva așa, ce vă mai voitați? Dacă sunteți capabili și bun manager, duceți firma pe profit. Da? Angajatul va duce firma, angajatul vă duce firma, angajatul vă aduce profit, angajatul vă poartă respectul pe care dumneavoastră îl oferiți, zice cineva. Alt mesaj, cred că patronii trăiesc în altă Românie, e normal să crească salariile, cine poate rămâne pe piață, cine nu să dispară. Domnul Gagu avea mare dreptate. Oamenii săraci tot o să-și găsească de muncă cu același salariu de mizerie. Deviza patronilor este să trăim și să nu muncim. Da, cred că domnul Ionuț e cel mai supărat. Acum e ca un fel de flagerare ce fac eu acum, da, citind mesajele astea împotriva dumneavoastră. Bun, alte mesaje. Vorba domnului Gagu, pe care de altfel nu-l respect, dacă nu ești în stare, închide firma, frate, și lasă-l pe altul să se ridice. Cred că dacă nu știi să te vaiți în România, nu poți fi patron. Întrebați-l pe domnul Ionescu unde și-a petrecut ultimul concediu. A fost în Seychelles, domnul... Da, de 12 ani n-am fost în concediu. Ia auziți. Îl invit pe dumnealui în concediu, cu mine. Da, să petreci în fabrică, sfârșit, în fabrică. În fabrică. Mă gândeam că totuși plecați undeva nu, după 12 deci ani. Cam, e o eroare mare. Așa, care din invitați vrea să mă angajeze și pe mine la pază sau ca manipulant sau ca și confecționer, zice cineva. Întrebați pe invitații dumneavoastră, stimați, cu ajutorul cui au reușit să facă avere. Da? Nu cu fraierul pe care l-a plătit cu 10 milioane pe lună sau mai puțin, zice un alt telespectator. Invitați dumneavoastră oameni de afaceri să respecte legile în primul rând și să nu încerce să le dribleze. Da, zice telespectatorul nostru că sunt mulți care plătesc la negru și treaba asta. Alt mesaj. Angajatorul meu dă 800 de lei salariul, întrebându-l de mărirea ce va avea loc la 1 februarie. A făcut o criză de nervi, spunând că tot 800 de lei îmi va da, iar cui nu-i convine poate pleca acasă, pentru că va găsi și alți sclavi. Unde se poate reclama acest lucru? La ITM se poate reclama.
Programul este de 16 ore pe zi, a doua zi fiind liberă, iar concediul de odihnă nici nu vrea să-l dea, nici să-l plătească, deci unde se poate reclama un alt mesaj de genul acesta. Bun, avem telefon, luăm și un telefon în direct și apoi o să-i rog pe invitații mei să tragă concluziile acestei emisiuni. Bună seara, sunteți în direct, spuneți vă rog. Bună seara, domnule Tereacă. Ziceți. Revin cu o problemă la nemulțumirile domnilor patroni. Spun că dânsii sunt nemulțumiți de salariați, că nu muncesc efectiv în timpul de lucru. Aș vrea să-i întreb, dânsii au lucrat și pe vremurile epocii Ceaușescu. Da. Nu tot oamenii erau și atunci și acum dânsii? Deci nu cunosc problema. Deci românul, dacă e plătit, muncește. De ce pleacă românul afară? Pentru un salariu mai bun. De trai e foarte scăzut. Nu, dar invitații mei n-au zis că salariați nu muncesc. Acum sunt unii care probabil sunt extrem de destoini și își fac meseria cum trebuie și ca peste tot. Vor fi existând și unii care trag muța de coadă. E posibil, dar sunt rare cazurile. Păi la banii care ești plătit, ce randament să ai? Pur și simplu cât dai atâtea nevoi acasă și neajunsuri. A, dumneavoastră deci, spuneți cum că... ar putea să dea un randament foarte bun dacă ar fi în situația salarială? Nu, ca să traduc eu spusele dumneavoastră, ziceți așa, domnule, sunt plătit cu 10 milioane brut sau 12 milioane brut de anul trecut cu vreo 9-10 net, muncești eu de bani ăștia. Ce să fac? Spun bun. Că sunt, am făcut referire la epoca, știți că ne-am depărtat de subiect cu Germania. Prețurile noastre sunt aliniate, au înțeles greșit situația, deci sunt aliniate la nivelul Uniunii Europene, dar noi trăim la nivelul ultimilor țări din Africa. Așa e. Da, păi da, atunci, nu știu dacă domnii patroni sunt vinovați de treaba asta. Suntem noi nu de sunt, corect, acum să pentru nu se înțeleagă, dar aceleași, când participă la discuții cu guvernele, de ce nu pun problema domnilor, ce facem cu oamenii ăștia? Că ne pleacă forța de muncă din țară. Ce facem? O să rămânem până la urmă cu niște oameni care nu se pricep să mai facă nimic. Păi, probabil asta a fost pe undeva și intenția guvernului, mărind salariul minim, domne, să mai țină din ăștia din țară, în țară, din ăștia care voiau să plece afară. Păi, acum să nu au înțeles greșit domnică în Germania, dar haideți să o luăm concret și la obiect. Păi noi după Revoluție toți am vrut să facem afaceri și să ne pricopsim peste noapte, știți cum e. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Domnul Davidescu, înțeleg că asociația, cum îi spune, întreprinderilor mici și mijlocii, da, din Buzău, patronat. Da, asociația patronală. De fapt este patronat, patronatul mici și mijlocii. Emiteți un comunicat acum, în direct. Da, să spunem o poziție oficială. Ia spuneți. Da? A scris în pauza de publicitate, ia ziceți. Da, noi ca și instituție reprezentativă a întreprinzătorilor, nu suntem, noi suntem de acord cu această mărire. Deci, în principiu, suntem de acord cu această mărire salarială. Însă, cel care a promovat această mărire salarială trebuia să facă următorul lucru. Trebuia mai întâi să facă un studiu de impact, să vadă ce se întâmplă, ce înseamnă această mărire salarială asupra întreprinderilor mici și mijlocii în contextul mediului de afaceri românesc. Pentru că sunt foarte multe firme care lucrează în zona serviciilor, firmele care lucrează în lon și în care de aproape 2 ani de zile mare parte din firme s-au închis, lonul se transferă încet, încet către Ucraina, deci aceste firme vor dispărea și tot atâtea locuri de muncă vor dispărea și acești oameni vor fi transferați în grija statului. Șomeri. De asemenea, sunt firmele din zona serviciilor de pază care la ora actuală există peste 100.000 de angajați la nivel de țară. Și dedesubtul la tot ceea ce se întâmplă, de fapt, este nevoia guvernului de a mai găsi o sursă bugetară pentru a rezolva promisiunile electorale făcute. Da. Și mai este încă un lucru foarte important.
În ultimii ani există o presiune foarte mare asupra capitalului românesc, din zona aceasta a întreprinderilor mici și mijlocii. În următorii 5 ani există efectiv un plan de invadare a pieței românești și în zona serviciilor. Deci filiale ale multinaționalilor vor veni și în această zonă. Pentru că ce se întâmplă de fapt cu firmele românești de nu pot să facă față salariului din Germania? Pentru că profitul întreprinzătorului român este foarte clar, este mai mic decât profitul întreprinzătorului german. Diferența este una foarte clară. Diferența de tehnologie, care dă diferența de productivitate și de preț. Pe care noi nu avem. Iar noi pornind de la zero, asta. În acești 20 și ceva de ani, statul nu a creat nicio posibilitate de creștere a tehnologiei întreprinzătorului. Mulți dintre noi suntem ca și tehnologie la nivelul anilor 70-80. Bun, și deci vă e greu să vă bată cu firmele. Sigur, nu putem concura cu firmele din străinătate, dar piața românească este invadată de produse din străinătate. Vreau să citesc două lucruri importante pentru telespectatorii noștri și sunt lucruri care bănesc că vă convin, adică e exact ce a spus și dumneavoastră. Există un studiu realizat de Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul muncii și protecției sociale care zice în felul următor, că din majorarea salariului minim brut, bugetul de stat va avea cel mai mult de câștigat. Deci, domnul Ioanițescu, tot ce spuneați cu statul, în condițiile în care cei mai mulți angajați cu remunerația minimă sunt în mediul privat. Corect. Iar de pe urma acestora, păi statul va putea încasa impozit pe venit și contribuții sociale. Asta s-a și urmărit. Asta s-a urmărit. În 2015, circa 1,1 milioane de salariați erau încadrați cu salariu minim în mediul privat și doar aproximativ 40.000 la stat. Exact. Deci le-a convenit ăstora să mărească salariul. Păi le-a convenit, dar gândiți-vă că și bugetarii, chiar dacă sunt salariați la stat, banii lor vin tot din privat. Din impozite, taxe și celelalte. Și tot așa, studiul ăsta relevă că majorarea salariului minim, ziceați dumneavoastră, domnul Davidescu, ar urma să ducă la scăderea competitivității firmelor private din România, cu efecte negative, în primul rând, asupra întreprinderilor deja vulnerabile, da? Și spuneați dumneavoastră că nu este exclus ca unele firme care oricum o duceau rău, după treaba asta să-și închidă porțile. Da, dar mai este încă un aspect foarte important. De exemplu, datele care le dețin la nivelul anului 2015, întreprinderile mici și mijlocii din zona asta au contribuit la bugetul de stat cu peste 55 de miliarde de lei, iar internaționalele, ghiciți cu cât? Cu 2 miliarde. Da, nici 10%. De ce? Pentru că externalizează tot profitul sub toate formele. Și asta iar e ei contribuie la buget doar cu costurile pe munca vie, atât. Păi poate ar trebui să generează profit. Nu generează profit. Poate ar trebui să facem o emisiune în viitor și despre lucrul ăsta, despre un naționalism din ăsta, că am văzut că în străinătate există naționalismul ăsta de a cumpăra de la firmele autohtone. Încă un mesaj de la cineva, zicea, are dreptate domnul Gagu, cum pot eu să trăiesc cu 950 de lei, am doi copii și lucrez de la 7 dimineața până la ora 18 la croitorie. Producție se face foarte mare, muncim foarte mult și profitul este foarte, foarte mare, dar nu ajunge la noi. Înțeleg, domnul Ioanițescu, că nu sunteți deloc de acord cu ce a spus domnul Gagu și ați dori să îi compare spusele că acestea ar fi un pericol pentru... Deci, firme. Vă rog. Ce am vrut să spun cu chestiunea explicitat. Asta? Deci, dacă noi transformăm întreprinderile mici și mijlocii într-un dinamic, vis-a-vis de ce a spus domnul Davidescu mai devreme, cu privire la faptul că, de fapt, noi ținem în spate România, noi nu facem decât să ne săpăm propria groapă. Pentru că, în felul ăsta, dăm tot în măgarul pe care s-a pus un samsar și mai mare, da? Dăm tot în cel care muncește pentru țara asta și care aduce bani la buget, da? Și de fapt nu rezolvăm problema. Creăm și un conflict între angajați și patronat, care este absolut fals și întreținut de anumite
forțe, da? Și de fapt noi iarăși facem o treabă din asta împotriva intereselor noastre, nu rezolvăm problema de fond și nu ajungem nicăieri. Din contră, ne ducem și mai jos, ne găsind o soluție cu adevărat viabilă. Pentru că, așa cum am spus, conflictul ăsta pleacă de la faptul că dânșii nu ne cunosc problemele noastre, da? Statul. Le cunoașteți pe ale lor. Noi le cunoaștem pe ale lor. Statul vine. Adică admiteți că eu dacă aș fi statul și o duc rău și ei. Eu aș, dacă aș fi statul, de exemplu, și aș veni la dumneavoastră și a spus: "Domnul moderator, dumneavoastră trebuie să-mi dați 20% din banii dumneavoastră la bugetul de stat." De ce? Pentru că așa hotărăsc eu prin legea asta să-mi dați 20%. Nu mi-ar conveni. E lege, nu-i tocmeală. Ok, ați dat 20%. Vă dați seama că statul își face buget. Știți ce e la buget, da? Da. Pe cheltuiala, pe seama noastră. Pe niște previziuni pe care noi nu le avem în bugetul nostru, la rândul nostru, da? Și ei își permit să vină să-și facă socoteala pe ce producem noi. Domnul Ionisescu. Peste 70% din bugetul statului este acoperit de IMM-uri. Pe lângă celălalt lucru. Stați puțin. Am un mesaj de la domnul Sebastian Radu, deputat PSD de Buzău. Da. Mulțumesc frumos că se uită la emisiune și are un mesaj, zice așa, că trebuia să invitați și avocatul diavolului, da, adică reprezentantul guvernului, mă gândesc, da, nu? Diavolul ăsta în discuția asta. Aceasta este prima etapă de creștere a salariului minim, dar atenție, vor urma și celelalte creșteri anunțate în programul de guvernare. Păcat că nu vorbi și despre facilitățile fiscale adoptate sau în curs de adoptare, asta e un lucru important, care compensează în mare parte aceste creșteri în bugetul firmelor. Ați auzit despre lucrurile astea, despre facilitățile fiscale, da, care vă vor fi oferite de, da, guvern? Am, da, auzit, am, dar auzit, nimic este concret până, nu, la ora actuală, iar din 100 și ceva de taxe. Am auzit, dar n-am văzut. Care spun, auzit, dar n-ați văzut. Da, care spun că vor fi... Adică un zvon, așa, da, să înțeleg. Eliminate? Vor fi eliminate, sunt taxe care... un întreprinzător o plătește poate odată la 5 ani. Da, nu ne afectează. Și care efectiv nu afectează cu nimic activitatea de zi cu zi. Adică și nu compensează? Păi nu compensează, n-are cum. Plus că, haideți să vă spun, pe partea de agricultură, pentru că se scade TVA-ul la 19%, sunt de acord, da? Dar problema este în agricultură, pentru că noi avem la vânzarea produselor agricole, avem taxare inversă și în realitate de la 20% cât prin neam, vom primi 19%. Și plus de asta, gândiți-vă că la ora actuală problemele sunt foarte grave pentru societățile și pentru firmele mici și mijlocii din România. De ce? Dumneavoastră spuneați că, vezi, doamne, că se închide firma. Nu! Sunt cei din afară, stau cu sacii de bani pe care i-au făcut tot în România și vin și cumpără. Și să vedeți în domeniul agricol câte firme au intrat în incapacitate de plată datorită faptului pentru că au cumpărat inputuri la prețuri foarte mari. Așa, și la ora actuală să vând firmele cu tot cu pământ. Și cumpărătorii îi știți care sunt, nu îi spunem la televizor. Și în viitorul apropiat, tot mai multe firme din agricultură vor aplica. Vis-a-vis de viitorul apropiat, am aici o hârtie. Un moment, domnul Davidescu. O veste bună pentru dumneavoastră. Se va majora salariul minim și anul viitor în 2018 în cum zice, planul de guvernare PSD. 1510 lei anul viitor. 1625 în 2019 și 1750 în 2020. Deci cam cu un milion și ceva așa în lei vechi, 1000 și ceva în lei noi în fiecare an, deci va trebui să vă descurcați și treaba asta. Ce va face statul când noi avem cea mai scumpă forță de muncă, impozitarea ei la nivel de Europa? Ce va face statul? Da, să vă spun, deci, invitații. Asta este poziția statului. Ultimele două, trei mesaje de la telespectatori și pe urmă închidem emisiunea că vin știrile peste noi. Să vă spun, invitații, care e procentul de impozitare la salarii brut net. Vă spun că e de 75%. Dacă statul ar reduce la 50% impozitarea, suma s-ar duce în salarii și nu ar mai fi probleme. Corect. Păi știm asta. Păi astea sunt problemele pe care, corect, noi... Da. Le-am pus. Sigur. Eu sunt antreprenor de 18 ani, zice cineva. Consider că salariul minim ar fi trebuit să crească mai mult și de mai mult timp. Salariații nu pot fi motivați să muncească și să fie productivi decât mărindu-le salariile. E singurul mod în care îi poți face să țină cu casa și să tragem cu toți la această căruță. Mulțumesc frumos, domnilor, pentru prezență. Și noi vă mulțumim. Mulțumesc și eu celor care au urmărit emisiunea noastră, celor care au intrat în direct, celor care au trimis mesaje. E un subiect care suscită un interes maxim.
Nu să încheie aici emisiunile mele, sper că o să mai fac și pe viitor și o să avem posibilitatea să mai discutăm, poate chiar deschidem și o relație din punctul ăsta de vedere cu emisiuni pe teme economice cu oamenii de afaceri buzoieni. Rămâneți pe TV Buzău, peste 5 minute urmează jurnalul. Până săptămâna viitoare vă spun la revedere!